Orban care face declarații. Să calce din nou Constituția și legile. Vă somesc, domnule Dragnea, să încetați campania de intimidare, de amenințare a funcționarilor publici, a procurorilor, a cetățenilor care își fac datoria corect în România. Am văzut cu stupoare cum Dragnea a ajuns să-i amenințe și pe jurnaliști că dacă mai difuzează informații provenite din surse guvernamentale, nici de cum informații inventate, riscă să fie pasibil de comiterea de infracțiuni. Am văzut că ați declanșat un linșaj împotriva mea. Sunt obișnuit și nu voi face niciun pas înapoi, domnule Dragnea, în fața atacurilor mizerabile pe care le-ați declanșat împotriva mea. Vă somez însă, încă o dată, să nu mai amenințați, să nu mai intimidați cetățenii români, jurnaliștii, funcționarii publici, procurorii, pentru că riscați să cădeți din nou la marginea legii și riscați să vă creați probleme dumneavoastră. Nu mă sperie nici anunțatul meeting pe care vreți să-l faceți în susținerea cuia dumneavoastră. Mă îndoiesc că românii ar veni la un meeting de susținere a incompetenței și analfabetismului funcțional. Mă îndoiesc că românii ar veni să sprijine o putere politică care își bate joc de România și care riscă să arunce România într-o nouă criză economică și riscă să scoată România de pe traiectoria normală euroatlantică pe care a fost așezată de noi. Închei intervenția mea prin a spune că nu numai că este un drept constituțional și legal pe care l-am ca cetățean să sesizez atunci când constat încălcarea Constituției și a legii, ci este chiar o obligație, iar pentru mine este o obligație morală să fac acest lucru. Ce să fac dacă niște hoți intră în apartamentul vecinului? Să continui să mă uit la televizor? Să-mi văd în continuare de treburile mele? Nu. Conduita normală este să chem poliția atunci când hoții calcă vecinii. Ce să fac dacă constat că se realizează încălcări flagrante ale Constituției și ale legii, așa cum au săvârșit domnul Dragnea și cu ciracii săi? Este normal și firesc să mă adresez celor care sunt investiți prin Constituție și lege să cerceteze faptele respective. Și acest lucru l-am și făcut. Bătălia noastră cu această coaliție toxică continuă și se va da pe toate fronturile. Vom ataca cu siguranță cu o moțiune de cenzură și începem pregătirea strategiei pentru adoptarea acestei moțiuni de cenzură. De asemenea, vom ataca toți miniștrii incompetenți care și-au demonstrat cu prisosință incapacitatea lor de a face lucruri bune la ministerele pe care le conduc, prin toate pârghiile parlamentare pe care le avem la dispoziție. Vă stau la dispoziție cu răspunsuri la întrebări. Domnul președinte Orban, pentru că să vorbiți de această sesizare pe care ați depus-o, aș vrea să ne explicați clar, pentru că ați acuzat pe premierul Viorica Dăncilă de trădare, condamnată trădare potrivit articolului 394 din codul penal. Trădarea este definită ca acțiunea unei persoane cetățeană de a intra în legătură cu... Doamna Dumitrache, permiteți-mi să nu comentez informații care sunt difuzate pe surse de postul pe care îl reprezentați. Deci sesizarea mea este depusă, la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. În momentul în care am depus sesizarea, eu consider că
este treaba celor care sunt investiți prin Constituție și prin lege. Mă lăsați, doamna Dumitrache. Explicați-mi ce ați scris, pentru că aș vrea să știu dacă dumneavoastră considerați statul Israel stat ostil. Ați făcut apel la un articol de codul penal 394 referitor la înalta trădare. Mă lăsați pe mine să răspund? Am văzut declarațiile domnului Dragnea, eu sunt anti-Dragnea. A fi anti-Dragnea nu cred că înseamnă că ești împotriva statului Israel. Sunt un om care întotdeauna am susținut relații prietenești, relații apropiate cu statul Israel și resping categoric asemenea inepții și invenții realizate de disperatul Dragnea, care nu mai știe ce vorbește. Sunt anti-Dragnea. Cum o susțineți dumneavoastră? Cum v-ați argumentat-o? Stimată doamnă, odată ce am depus sesizarea, v-am prezentat public ceea ce am considerat că este important să vă prezint public. Eu sunt un om care susțin independența justiției și nu cred că trebuie transformat acest demers care în momentul de față este pe mâna celor care sunt abilitați, investiți prin Constituție și lege, să realizeze cercetarea, ei trebuie lăsați să realizeze această cercetare. Eu am sesizat parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privitor la niște fapte care pot să întrunească elementele constitutive ale unor infracțiuni. Ca atare, cele patru infracțiuni posibile vi le-am prezentat public și permiteți-mi să vă spun că atâta timp cât pentru interesele personale ale lui Dragnea sunt sacrificate de guvern și de instituțiile din cadrul guvernului interese fundamentale ale României, poate fi vorba de o trădare a intereselor naționale. Iar în ceea ce privește celelalte fapte pe care le-am descris, există, nu trebuie să ai un aparat juridic, este suficient să ai bun simț ca să-ți dai seama că Dragnea la Antena 3 a prezentat o decizie a guvernului care a fusese luată într-un memorandum care era cu caracter secret, pe care nici măcar purtătorul de cuvânt nu a recunoscut că a fost pe ordinea de zi acel memorandum, iar celelalte două posibile infracțiuni, nu știu, eu nu am pregătirea juridică, dar bunul simț îmi spune totuși că, bunul simț îmi spune că atunci când guvernul decide lucruri care ar trebui decise de președinte în conformitate cu decizia Curții Constituționale 683 și cu textul constituțional, normal că se substituie președintelui în decizii care țin de atributele fundamentale ale președintelui. Ați venit să-mi puneți întrebări, v-am răspuns la această întrebare. Atunci când interese fundamentale... Mă lăsați. Care constituie elementele constitutive ale acestei interese? Stimată doamnă, v-am dat răspunsul la această întrebare. Atunci când interese fundamentale ale statului român sunt călcate în picioare, atunci când sunt dinamitate punți între noi și alții, care au fost construite în 10 de ani, atunci când deciziile luate afectează credibilitatea externă a României, atunci când interesele României sunt sacrificate pentru interesele personale ale lui Dragnea, eu consider că ne aflăm în fața unei situații în care sunt trădate interesele naționale. De unde citiți? Nu, de unde citiți? Din sesizarea mea? V-am spus, puneți-mi, vă rog, întrebări legate de alt subiect. Nu comentez, nu comentez. Doamnă, nu comentez asupra acestui subiect. V-am dat toate explicațiile pe această temă. Iar premierul Dăncilă să plece de acolo, nu puteți să ne explicați de ce și cum ați scris. Eu am sesizat fapte. Aceste fapte trebuie cercetate. Iar nu sunt eu omul care să stabilez vinovăția sau nevinovăția cuiva. Cu cine ați spus?
este depusă sub semnătura mea și așa cum am anunțat public, m-am consultat cu mai mulți colegi apropiați care au cunoștințele necesare în domeniu. Glumiți. Este un demers făcut de mine în calitate de cetățean al României. Acest demers, repet, l-am făcut după ce m-am consultat cu apropiați ai mei, care au cunoștințele necesare și care mi-au relevat chiar ei nevoia de a face această sesizare. Deci nu ați discutat cu președintele României? V-am dat răspunsul la această întrebare. Cum să le fac? Deci nu. Mai înainte v-am spus că nu fac niciun pas înapoi, că nu mă las intimidat de toată propaganda în adevăr, alinșaj mediatic care a fost declanșat împotriva mea, cu niște teme, care sunt complet ieșite din realitate și că, evident, merg înainte până la capăt, iar obiectivul pe care l-am este acela de a scăpa România de năpasta numită Dragnea și clanul. Ați fost contactat de procurori să dați explicații? De unde știți, de ce am convocat această conferință de presă? Ne permite să întrebăm care este plata? Da, dar și mie, îmi permite să vă răspund, v-am dat mai multe răspunsuri la această întrebare, care cred că sunt relevante, mulțumitoare și când va fi cazul, când va fi cazul să mă pronunț asupra textului acestei sesizări, o să mă pronunț. Am depus sesizarea ca și cetățean. Ce trebuie să vă spun este că beneficiez de o susținere aproape fără precedent din partea bazei Partidului Național Liberal, din partea tuturor celor care sunt exasperați și revoltați de dezastrul pe care îl provoacă în România guvernarea PSD. După ce ați depus această sesizare, ați fost contactat în un fel de către procurori? V-au invitat la discuții să vă susțineți punctele de nu, vedere? Nu. Nu aveți de gând să mergeți la asta și să poți să dați explicații. De fiecare dată când voi fi invitat, convocat, mă voi duce, cu siguranță. Aveți să-mi reproșați ceva în legătură cu această sesizare? Am să-i reproșez domnului Dragnea, doamnei Dăncilă, că își bat joc de România, că au confiscat toate instituțiile statului român pentru a le folosi în interes personal, că își bat joc de interesele fundamentale ale României și că duc România spre dezastru. Susțineți absolut toate punctele acestea din sesizarea pe care nu presupune... Simate, doamnă, în momentul în care mi-am pus semnătura pe un document, mi-asum integral acel document. De unde ați scos povestea asta cu... Voiam să vă întrebim dacă v-ați consultat, poate, sau dacă s-a avut discuții și cu domnul Daga și poate și cu juriști din alte partide, referitor la această chestiune. V-am dat răspunsul la această întrebare, m-am consultat doar cu oameni apropiați de mine, unii dintre ei care nici nu sunt în partid și în al căror punct de vedere am încredere. Unii dintre ei poate și apropiați președintelui României? Nu. După ce a spus sesizarea, v-a contactat în un fel cineva de la aparatul Cotroceni? Nu. Vreți să-i faceți, nu știu, un apel președintele dumneavoastră să-i spuneți ce așteptați de la dânsul? Am încredere în președintele României că știe foarte bine ce are de făcut în binele României. Spuneți că aveți susținerea necondiționată a tuturor celor din conducerea PNL. Nu, m-am referit la susținerea partidului, la baza partidului și la majoritatea zdrobitoare. Am membru. Ce i s-a cerut demisia de către Viorel Cataramă, este membru PNL și vicepreședinte la sectorul 2. Domnul Ilie Bolojan spunea că nu e adeptul acestor plângeri penale și sunt și alți colegi care nu au vrut să comenteze deloc. Așa e, nu au vrut să comenteze, e normal. Există libertate de exprimare, sigur că asupra acestor poziții publice sunt pozițiile lor, personale. Mâine le veți da explicați colegilor noastre în ședința VEX pe această temă, pentru că erau mulți. Cu siguranță că vom discuta, dar subiectul principal care va fi pe ordinea de zi e pregătirea strategiei pentru moțiunea de cenzură. Deci nu v-ați vorbit de susținere mâine, domnule președinte, în legătură cu acest demers pe care l-ați făcut dumneavoastră în calitate de cetățean? Da, vom...